Am un mesaj pentru cei care cred că o bere nu ți afectează atenția la volan. Este doar un mit, face parte dintr-un pachet de teorii justificative pentru un comportament nociv. Dincolo de falsa percepție că un pahar de vin pe zi este benefic pentru sănătate, cel mai cunoscut mit despre alcool este că o doză, precum o bere la 330 de ml, nu te va afecta la volan. Chiar dacă bei sub limita legală stabilită de mai multe state europene, din punct de vedere biologic, viteza de reacție este încetinită în medie cu 120 de milisecunde. Sună puțin, dar dacă merg acum cu 100 de km la oră și ceva îmi sare brusc în față, voi parcurge încă 4 metri cel puțin distanță suplimentară de reacție. Asta înseamnă că față de cei 39 de metri pe care un șofer în condiții normale îi parcurge până la reacție în fața unui obstacol, după o doză de bere, reacția va apărea după 43 de metri. Calculele arată astfel deoarece unui om îi ia în medie 0,7 secunde până percepe pericolul în trafic și încă pe atât până când informația ajunge la creier. Am făcut și noi un test pentru a vedea cum este afectat timpul de reacție înainte și după consumul unei bere. Am folosit un aparat utilizat în cadrul școlilor de conducere defensivă, care simulează atenția distributivă pe care un șofer trebuie să o aibă în mod normal. La nivel european, cele mai multe țări au o limită de toleranță de 0,5 grame per litru, precum Germania, Franța, Italia, Olanda și Bulgaria. Totuși, există și excepții, printre care se numără și România. Împreună cu Cehia și Slovacia, țara noastră a adoptat o politică de toleranță zero când vine vorba de alcoolul la volan, după ce a ocupat atâția ani un loc fruntaș în topul statelor cu cele mai multe decese în accidentele rutiere. Un consumator tinde să creadă că poate ține sub control efectele substanțelor pe care le consumă, dar la alcool situația poate fi înșelătoare, deoarece se instalează această stare de bine, ai impresia că nu ai nimic, însă reacțiile sunt întârziate. Combinarea alcoolului cu sucuri acidulate accelerează asimilarea acestuia în sânge, în timp ce combinarea cu energizant face consumatorul să conștientizeze starea de beție ceva mai târziu. Toate aceste argumente explică de ce Uniunea Europeană vrea să adopte o toleranță zero pentru alcoolemia șoferilor, cel puțin pentru cei începători.